maestrul Constantin Silvestri l-am găsit acasă împreună cu câțiva studenți la o lecție practică. La solicitarea reprezentantului jurnalului de actualități, dirijorul Constantin Silvestri ne-a stat câteva clipe la dispoziție. Maestre, ce ne puteți declara în legătură cu recenta distinție ce v-a fost acordată? Titlul de laureat al premiului de stat. Titlul acordat a fost acordat pe anul 1955 pentru promovarea muzicii românești, vreo 7 sau 9 lucrări în prima audiție, simfonice, plus o seamă de lucrări executate cu orchestra Radio București. La ce lucrări vă referiți? Sinfonia a cincea de Mendelssohn, concertul de Paul Constantinescu pentru coarde, suita a treia de Enescu, Sinfonia de muzică de cameră și alte multe lucrări care s-au cântat mult mai rar la noi. Și acum câteva cuvinte despre proiectele dumneavoastră de viitor. Chiar peste o lună mă reîntorc la Londra, unde am fost rechemat să fac misa solemnis de două ori, plus două concerte cu orchestra BBC și încă alte două concerte sinfonice, în care voi încerca să promovez, probabil ca și ca o consecință a primului care mi s-a acordat, muzică românească în primul rând. De altfel, la toamnă, deschid stagiunea la București cu maestri cântăreți, unde voi avea prilejul să execut foarte multă muzică românescă. Vă mulțumim pentru interviu acordat și vă dorim de timp succes în activitatea noastră de viitor.